Marius Cârzdea este un fost tenismen care a trăit mai mulți ani în America, dar s-a reîntors acasă convins că în România poate să trăiască mult mai bine. Nu s-a înțeles deloc cu societatea americană. O consideră rece și inflexibilă. Încă de la început au fost o mulțime de lucruri care l-au uimit. Infrastructura de acolo m-a lăsat masca, aia a fost prima chestie care m-a lovit. N-am intrat pe niște autostrăzi fix ca în filme, zic altceva. După care, ușor, ușor, intrând în interacțiune cu populația americană, am avut un cultural shock, fix așa se numește, un șoc cultural. Eu în 4 ani zile n-am avut niciun prieten american. A fost imposibil să am un prieten american acolo. Toți prietenii mei erau mexicani, nu știu, Guatemala, ruși, nemți, europeni în general. Dacă ar scrie, cred că pe fruntea noastră, Germania sau altfel, poate lumea te-ar privi. În momentul în care vii din România, e ca și cum ar veni la noi cineva din Congo. Fix aceeași. Se pune o etichetă de emigrant și acolo se închide totul. Nu există o problemă să zici că te resping din start. Sunt foarte prietenos, zâmbăreți, este absolut ok, dar nu ai cum să creezi o legătură cumva mai aprofundată. Este imposibil să treci de acele hello, how are you, where are you from, de ce din România îi băgai în ceață pe cei mai mulți. Eu când am ajuns acolo, am început cu niște românisme din astea. Fam, păi stai că sunt numărul 1, că eram numărul 1 în echipă. Păi stai că vă sunt obosit, eu vreau să mă odihnesc. Și ăia pur și simplu nu e interesat. Ai de făcut aceste task-uri, le faci bine, nu le faci, de drumul acasă. Spune, visul american e... Da, marketing. Nu există o țară în lumea asta care să facă marketing mai bine decât americanii. Nu există. Oamenii vând absolut orice. De la orașe, la atracții turistice, la, nu știu, mod de viață, ce se întâmplă. Dar în realitate nu prea are legătură. Adică, nu știu, te duci în Las Vegas, dau un exemplu. Am fost în Las Vegas de 6 ori. N-am ajuns prima oară Las Vegas, într-adevăr, mi s-a tăiat respirația. N-am ajuns pe The Strip, cum se numește. Unde este efectiv strada pe care o vezi la televizor. În toate filmele, când ești în Las Vegas, vezi Caesar Palace, Bellagio. Tot Las Vegas-ul efectiv este o stradă. De lungimea bulevardului Maghieru, în momentul în care ai făcut 3 pași stânga sau dreapta de pe acea stradă, ești într-un oraș plin de case de mexicani, unde se împușcă la greu toată lumea cu toată lumea și atât. Un oraș fantomă, n-aș putea să spun foarte multe, pentru că n-am stat foarte mult acolo. Dar un oraș în care locuiau la un moment dat deva la 3 milioane de oameni, acum locuiesc 500.000, zgârie norii, abandonați cu totul. Îi spun americanii un ghost town. Fric de îngheață pietrele, dar nu există. Care a fost zona sau orașul unde ți-ar fi plăcut să rămâi? Boston sau San Diego. San Diego este un oraș superb, absolut superb, cu cea mai bună climă din lume, aparent, unde ai 22-24 grade pe întreaga perioada anului. Palmieri, apă curată, plajă, super mișto din toate punctele de vedere. Și Bostonul, care, culmea, se aseamănă într-o oarecare măsură cu București. Nu e chiar atât de aglomerat, dar modul de viață și la cât de mulți străini sunt pe acolo e chiar mișto. Bostonul chiar e mișto. Ce au ei în plus față de București? Sistemul care merge cu adevărat din toate punctele de vedere. Deci dacă America are ceva foarte, foarte mișto, este sistemul care funcționează aproape impecabil. Sistemul de securitate al cetățeanului, sistemul medical, sistemul de... Nu știu, este o social, nu prea există birocrație, poți să faci foarte multe chestii pe online, nu prea sunt cozi. E mult mai ușor de lucrat cu statul acolo, mult, mult mai ușor. Și sunt niște chestii de bun simț care se respectă, de la taxele pe care le plătești, vezi ce s-a întâmplat cu ele. E cu tot o altă dinamică, nu e atât de greoi cum e la noi. Până la urmă și acolo sunt probleme, sunt șomeri, oho, și câți homeless sunt în America. N-am văzut nicăieri în lumea atâția oameni ai străzi cum am văzut în America. De ce crezi că sunt atâția? E un capitalism pur acolo. Poți să faci bani trăiești, poți să faci bani mori. Toată lumea are o obsesie, ce puțin în România, cu benzina. Disperare generală cu benzina. Ok, într-adevăr, e 2 dolari, sau nu știu, acum cred că tot acolo, undeva la 3 dolari galonul. E ridicol de ieftin, undeva la 2 lei litru sau 1 leu 80 litru. Dar mașinile pe care le au... N-au nicio legătură. Noi mergeam cu o mașină
care consuma un galon la 9 mile. Asta înseamnă 4 litri la 17 km. Avea rezervor de 160 de litri. Mergeam, deci, că mergeam cu tancul după noi. Și cam marea majoritate au așa, adică se consumă acolo la motorină, iau benzină, nu prea au la motorină, ca la nebune, adică e o nebunie generală. Apoi, ok, mâncare, ieftină, nimic de zis. Ceva care nu prea e sănătos. Dacă vrei să mănânci ceva care e cât de cât ok, costă. Adică, dau un exemplu, când eram acolo, îmi luam 12, acum ați minte, îmi luam 12 ciocanele de pui cu 2 dolari 50, 60, cât era. Vroiam să-mi iau o ceafă de porc sau un muș de porc care nu e atât de umflat de steroizi și așa mai departe. Era 6, 7 dolari. Adică nu e chiar așa de simplu. După care încep costurile adevărate. 30% din populația Americii are o casă a ei. Restul stau cu chirie. Orice chirie în America pune și la 500 dolari în sus. Minim. Dacă erai în Dallas și aveai un apartament cu 2 sau 3 camere, într-o zonă cât de cât decentă, era 2000 pe lună. Vrei o asigurare medicală? Foarte frumos. 6-7000 pan, asigurarea medicală, la prima strigare, una cât de cât decentă. Salariul minim pe economie când eram în America varia în funcție de stat între 7,25 și 7,85 pe oră. Dacă facem un simplu calcul, la McDonald's, care ai salariul minim pe economie, câștigai 1200 dolari. Dacă ai dat 500 de dolari pe chirie, mai dai să ai o asigurare medicală, dacă îți permiți, încă 200 pe lună, dau un exemplu, că nu ți-o iei pe cea mai bună, te mai costă utilitățile, internetul, telefonul, încă 150? Cam ăștia-ți banii. Cu ce rămâi? Cred că primul șoc a fost la petrecerile americane. Mie, când vedem în filme cum arată petrecerile americane, mamă, zici, acolo altă mâncare de pește. Când am ajuns acolo, șoc și groază. Petrecerea începea la ora 7, la ora 9 absolut toată lumea era lemn, la 11 dacă ajungeau unii pentru-un club, dacă nu, la 12 oricum erai acasă și dormeai. După aia au fost aceste fraternități și sororities. Să intri într-o frăție trebuie să dai 3 probe. Mai există în America undeva la 10-15 studenți care mor în fiecare an încercând să treacă aceste probe, care pornesc de la băut, de la umilit. Probele sunt date de cei de anul 4, cum ar veni, cei care sunt seniori. Și momentul în care pe tine te umilește unul când ai fost tu freshman în primul an, când ajunge anul 4, ești mai dur cu ăla din primul an. Și e o chestie care cumva un bulgare care tot se rostogolește, te vin din ce în ce mai ori agresive, ori te pune să bei din ce în ce mai mult, come alcoolice la greu. Iar nu, n-am reușit să le înțeleg.